vă provoc în momentul ăsta să deschidem încă, mai deschidem puțin, mai zoomăm puțin. Și hai să ne uităm puțin la felul în care suntem noi în comparație cu occidentalii. Am lansat o temă de genul ăsta, așa, dacă sunteți dispus să discutăm despre ea. Dacă suntem mai deștepți, mai proști sau mai pragmatici? Care este raportarea, comparația, când facem comparația între noi și lumea occidentală, la ora asta cum ieșim? Pe plus sau pe minus? Că dacă l-ascultam pe Mirel mai devreme... Lumea occidentală care? Păi nu știu. Zic, aia la care am visat, în care am visat să ne integrăm, în care visăm, să, de când eram tineri, am visat să ajungem la un nivel al lumii occidentale. Germania, Franța, Robert. Spania, Italia, Austria... Dacă îmi permiți o scurtă intervenție. Te rog. Am făcut o analiză pe cei mai importanți indicatori obiectivi de dezvoltare și suntem în urmă cu două generații, cu 40 de ani față de nucleul dezvoltat al Europei Occidentale. Noi suntem acum unde erau francezii și germanii în 1980. Suntem în urmă cu 20 de ani față de media Europei, când pui și săraci și bogați și ce o chestie, o struță cămilă numită Europa, da. Adică cu o generație în urmă, 20 de ani e cam o generație biologică, și suntem în urmă cu 10 ani față de Polonia. Asta este locul în care suntem. Aduți aminte ce nevoie aveau germanii și francezii în anii 80. Exact nevoile alea le avem și noi. O continuă modernizare, more is better, să fie coșul de supermarket cât mai mare, nu ne interesează pârșul de alun, nu am mai discutat pe tema da. Asta. Să-ți răspund, asta e poziția. Nu o să-i prindem niciodată din urmă, pentru că niciodată periferia mai puțin dezvoltată nu prinde din urmă centrul dezvoltat. E ca și cum te-ai întrebat de ce niciodată Bistrița sau Vaslui nu o să fie ca București. Avem și noi în cadrul societății noastre exact aceleași structuri de inegalitate pe care le găsim și în interiorul Uniunii Europene. Noi suntem județul Vaslui al Uniunii Europene. Cum județul Vaslui este județul Vaslui al României. Deștept sau proști? Aici sunt două chestii total distincte. E vorba despre potențial și despre concretizare. Potențialul ți este dat de chestia asta când te naști. Înainte să înveți nimic. Din punct de vedere al potențialului de inteligență, nu e nicio diferență între chinezi, mongoli, români, neozelandezi, argentinieni, americani, francezi. Nu e. Biologia este necurțătoare, zice, sunt și de aia care o să fie deștept și de aia care o să fie proști. Ce pui peste, cultura în sensul larg antropologic al cuvântului, sau cum să zice în sociologie, stocul simbolic, stocul de educație, este ce face diferența, cât de mult învățăm. Și noi suntem în continuare, în urmă, și vom fi în continuare în urmă cu această concretizare. Suntem mai proști, nu pentru că avem potențial, pentru că suntem genetic mai proști, ci pentru că facem mai puțină școală și mai proastă. Și o să facem în continuare și mai puțină școală, în comparație cu ceilalți, dar problema nu este de ani de școlarizare, problema este de calitatea școlarizării. Pentru că tizul meu, Mirel, făcea mișto acum 5 minute de vestita Universitate Ecologică. La noi standardele educaționale au scăzut în mod constant din 2000 încoace și avem din ce în ce mai multe exemple de mediocritate crasă. Eu nu o să-mi dau niciodată copiii să învețe în învățământul superior din România, pentru că nu am încredere în el, pentru că este de o mediocritate oribilă, cu niște mici insule de excepție, preponderent în zona științelor exacte, STEM-ului, da, corect. Inginerie, politehnică, matematică. Arhitectură, inginerie, medicină. Da. Și medicină, da, scuze, și medicină. În rest suntem varză. Și asta nu pentru că noi suntem mai proști din punct de vedere natural, ci pentru că punem mai puțin accent pe educație, dăm bani mai puțin la educație și nu avem criterii de performanță și de selecție și mergem pe principiu, lasă-o mă să fie și așa. Chestia cu plagiatul cu care se supără ăștia tefeliștii de acum, nu e o chestie rea. E folosită ca bâtă politică, drept instrument de control social politic. Îți mai apare câte un ministru, îi scoate plagiatul. Dar, formal vorbind, riguros vorbind, cu cât încurajezi mai mult copiatul, plagiatul, cu atâta încurajezi un sistem de educație mediocru. Deci plagiatul trebuie combătut. Problema este că nu poți să fii doar cu toporul în mână, fără să fii și cu morcovul în mână și să dai mai mulți bani la educație. Și cât timp Băsescu, Macovei, Iohannis, Coldea,
toți civilii care conduc România nu bagă bani în educație, vom fi niște mediocri slugi la marginea Imperiului. Punct. Doi, ai deschis o chestie foarte interesantă. În primul rând, nu știi că am mai discutat subiectul, în privința plagiatelor ăstora, domne, eu aș rezolva-o scurt de tot. Cei care își dau doctorate, eu i-aș pune ca pe lângă teza de doctorat să scoată și o broșurică care poate conține o singură filă unde să apară partea de contribuție personală, pasul înainte făcut în domeniul respectiv. Pe mine la o lucrare de doctorat asta mă interesează. John G. Nash a luat premiul Nobel pentru economie pentru o descoperire fundamentală în matematică pe o jumătate de pagină. Da. Pe mine asta m-ar interesa. Dar spune o chestie formidabilă, Mirel. Dom'le, ne întrebăm ce e cu politicienii ăștia de 2 lei. Dom'le, în mod normal, bazinul de unde ar fi trebuit ca nouă să ne apară niște politicieni foarte bine pregătiți, tineri politicieni care să crească, ar fi fost acest SNSPA. Dom'le, nu numai că n-a scos așa ceva, dar dintr-o școală de unde trebuiau să iasă niște viitori politicieni, dom'le, au reușit să facă miroiul aia, au reușit să facă o școală, o facultate LGBT, dom'le. Băi, frate, eu am avut o mare speranță când a apărut SNSPA-ul ăsta. Da, mă. SNSPA-ul e fostul Ștefan Gheorghiu.